Evenimentul rutier a avut loc în această dimineață pe drumul ce face legătura dintre municipiul Botoșani și comuna Trușești, în zona pădurii Rediu. Toți cei patru conducători auto circulau dinspre Trușești spre Botoșani. La un moment dat, șoferul unui autoturism Chevrolet, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a oprit involuntar mașina din cauza unor probleme tehnice. Din spate rula un autoturism BMW, care a reușit să frâneze la timp. Al treilea conducător auto, un tânăr în vârstă de 24 de ani, polițist la Hlipiceni, nu a mai reușit să frâneze în timp util și s-a izbit cu autoturismul în cel de-al doilea, care a ricoșat în prima mașină oprită din motive tehnice. Șoferul celei de-a patra mașini implicate în accident, care nu a păstrat distanța regulamentară, nu a mai putut să frâneze și s-a izbit în mașina polițistului. În urma acestui eveniment, o tânără de 26 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ce se deplasa pe sensul Trușești-Botoșani a oprit pe partea carosabilă pe fondul unor defecțiuni tehnice. Alte trei autoturisme care se deplasau în același sens, în spatele acestuia, au intrat în coliziune în lanț față-spate. Urmează că după audierea conducătorilor auto și a martorilor să stabilim exact cine se face vinovat de producerea evenimentului rutier. Toți cei patru conducători auto au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă.